Peste 80.000 de copii din România au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, conform statisticilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Cu toate acestea, se estimează că numărul real este mult mai mare. În Constanța, peste 3.500 de copii se află în grija unuia dintre părinți, celălalt muncind în străinătate. În evidența noastră se află peste 3.600 de copii care au cel puțin unul dintre părinți plecați la muncă în străinătate. Situația lor este monitorizată de către primăriile de domiciliu, iar această inițiativă a organizației Salvați Copii este una salutară și se adaugă serviciilor deja existente prin centrele de zi, prin serviciile de consiliere și de terapie ocupațională care sunt adresate acestei categorii de copii. Organizația Salvați Copii vine în sprijinul micuților ai căror părinți muncesc în alte țări. Copiii care au unul dintre părinți plecați în străinătate pot suna și primi consiliere gratuită de la specialiști. Organizația Salvați Copii a deschis o linie telefonică gratuită și o platformă online dedicată lor. Astfel, copiii care au nevoie de consiliere pot apela gratuit de pe teritoriul României numărul telefonic 0800 070 040, unde pot primi informații și consiliere gratuită de luni până vineri în intervalul orar 9:30-17:30.